La Biserica Icoanei din Capitală va avea loc săptămâna viitoare a 11-a ediție a pelerinajului Icoana Fereastră spre Dumnezeu. Cu acest prilej, credincioșii se vor putea închina la icoana Maicii Domnului Grabnic, Ascultătoarea, de la Mănăstirea Lainici, precum și la fragmente din moaștele a 7 sfinți. Cea de-a 11-a ediție a pelerinajului Icoana Fereastră spre Dumnezeu va avea loc în perioada 19-25 februarie. Parohia Icoanei și Protopopiatul Sector 2 Capital au pregătit și în acest an numeroase evenimente liturgice și culturale. Programul se desfășoară pe durata unei întregi săptămâni și înainte de toate aș vrea să anunț faptul că anul acesta vom avea bucuria să ne închinăm, să luăm hrană duhovnicească de la mai multe odoare sfinte ale Ortodoxiei care vor fi puse spre închinare. Este vorba de icoana Maicii Domnului Grabnic Ascultătoare de la Mănăstirea Lainici, care provine din Sfântul Munte Athos, de la Mănăstirea Dochiariu, o icoană făcătoare de minuni cu o istorie foarte încărcată la acest capitol, ocrotitoarea familiei căsătoriților și vindecătoare de boli. Lângă această icoană de mult preț, vor fi așezate moaștele a 7 sfinți. Pentru prima dată la biserica noastră vor fi aduse moaștele Sfântului Irodion de la Lainici. Lângă Sfântul Irodion vor fi părticele de moaștele Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, părticele de moaștele Sfântului Sebastian, care se prăznuiește pe data de 18 decembrie, și încă 4 sfinți martiri care au trăit în perioada apostolică. Este vorba de sfinții Protasie, Chervasie, Celsie, și care sunt prăznuiți în ziua de 14 octombrie și vor fi așezate spre închinare vineri 23 după ora prânzului. Tot în cadrul evenimentelor dedicate Duminicii Ortodoxiei, luni 19 februarie, la ora 17, va avea loc vernisajul unei expoziții de icoane realizate de copii din cadrul Protopopiatului Sector 2 Capitală. De asemenea, credincioșii vor putea participa și la conferințe susținute la Biserica Icoanei de 3 profesori de teologie. În zilele de 21, 22, 23, adică miercuri, joi și vineri, vom avea 3 conferențiari, 3 nume mari ale teologiei noastre universitare. Este vorba de părintele profesor Gheorghe Holbea, care va conferenția în data de 21 la orele 18 la Biserica Icoanei. Apoi părintele diacon Sorin Mihalache, de la Facultatea de Teologie de la Iași, care va conferenția în ziua de 22, joi 22 februarie, și părintele profesor Constantin Necula, care va conferenția în ziua de vineri 23 februarie, tot la orele 18 la Biserica Icoanei. Programul va fi încununat sâmbătă și duminică prin cele două procesiuni, Lumina Ortodoxiei și Icoana Fereastră spre Dumnezeu. Evenimentul în sine va avea loc sâmbătă și duminică, 24-25 februarie. Sâmbătă, după vecernia care începe la ora 16, va avea loc procesiunea intitulată Lumina Ortodoxiei. Pelerinajul se va desfășura în jurul parcului Icoanei, plecând din curtea Bisericii Icoanei și ne întoarcem în curtea Bisericii Icoanei. Vom înconjura parcul cu lumânări aprinse, cu făclii, cu torțe aprinse, într-o procesiune organizată la care vor participa toți preoții din Protopopiatul Sector 2 Capitală și alți preoții din Capitală care vor dori să participe, oficialități și mulți credincioși ca de fiecare dată. Duminică, 25 februarie, chiar de ziua Ortodoxiei, se va săvârși Sfânta Liturghie pe un podium instalat în curtea Bisericii Icoanei, începând cu orele 9. Pelerinajul se va încheia în parcul Grădina Icoanei cu rugăciunea de sfințire a icoanelor și cu un concert de cântări religioase specifice perioadei triodului, susținut de corul Cantus Domini.